Primăria Dumbrăvița șochează din nou. Dacă până mai ieri credeam că erorile din proiectele anterioare frizează absurdul, ei bine, nu ne-am înșelat. Primarul reales al Dumbrăviței, Horia Bugarin, ori vrea să fie noul Manole, varianta cu mapă, ori încă nu s-a jucat destul de mult cu lopățica în isip, copilăria fiindu-i furată probabil de visul arzător de a fi înscăunat ca edil. Oricum ar fi, cert este că are o apetență de nestabilit pentru inovații în construcție. Noua metodă revoluționară sunt rigolele carosabile betonate care sunt rostuite cu spumă poliuretanică. Minunea se desfășoară pe strada Adiendre, iar imaginile care rulează în acest moment pe ecran sunt reale chiar dacă vă vine greu să credeți. Și lucrul bun durează mai ales atunci când doar trei oameni lucrează la proiect. Putem înțelege că nu toți cei care lucrează în construcții știu să opereze cu astfel de mixturi care îi fac și pe profesorii de la construcții construcții să își dea demisia. În tot acest timp, cei care au neșansa de a locui pe strada Adiendre sunt nevoiți să își abandoneze mașinile departe de șantierul în spume și să care prin temperaturi caniculare care au ținut aproape toată vara bagajele în mâini. Ne spun locuitorii că nu au pierdut nici experiența de a umbla prin ploaie, tot așa încărcați cu ce și-au mai cumpărat de prin oraș. Bineînțeles, spune locuitorii, edilul comunei Horea Bugarin nu ar fi venit nici să vadă lucrarea, șantierul fiind nesupravegheat. Tot locuitorii acestei străzi și nu numai cer ajutor. Le este teamă de ce poate aduce următoarea inovație. Menționăm că primarul Horea Bugarin nu ne-a răspuns nici nouă la telefon, lucru devenit deja tradiție.